Bună, fetelor! Astăzi revin cu un review a două produse ce mi-au fost trimise spre testare de către Biola Cosmetica. Biola Cosmetica este o firmă care se ocupă cu distribuirea de produse cosmetice. Produsele cosmetice sunt bio și se adresează atât nouă femeilor cât și bebelușilor noștri. Îmi plac foarte mult atât cum au lucrat ei la site și l-au organizat, dar și produsele lor. Mi-am ales două produse. Primul este tonicul lor fără alcool, Organic Stellaria Tonic, pentru ten gras și sensibil. Îmi place foarte mult cum miroase, dar și ce face acest tonic, căruia îi vei face un review foarte detaliat și pe blog, pentru că este un produs de care m-am îndrăgostit absolut. Este un tonic cu efect revigorant, cu plante care conțin substanțe active antiinflamatorii și componente hidratante ce hrănesc tenul, calmează și curăță delicat în același timp. În momentul în care am încercat acest tonic, am văzut clar o diferență. Pentru că, așa cum eram obișnuită, pentru mine tonicul însemna ceva care usucă, care strânge, care ia tot rezidul de pe piele și eventual mai ia și din uleiurile naturale ale pielii, ceea ce acest produs nu face. Acesta, în schimb, momentul în care simți tenul puțin uscat, cum se întâmplă mod normal după ce ne demachem și după aia ne curățăm tenul, tenul este puțin și-a pierdut puțin echilibrul și atunci vine în ajutor acest tonic care reface pH-ul și îți face tenul să se simtă mult mai bine fără să simți acel efect de arsură sau fără să simți că pielea se usucă, ci invers, că pielea este hidratată și își revine la starea ei normală. Chiar un produs pe care vi-l recomand din toată inima dacă sunteți în căutarea unui produs fără alcool și aveți tenul combinat ca al meu, e un produs minunat, minunat. Apoi mi-au mai trimis o cremă de față, este mai mult un gel, se numește Herbs and Tomato Gel. Îmi place foarte mult că are și pompiță și are un design foarte frumos și foarte aspectuos. Acesta este pentru ten gras, chiar seboreic și tot așa pentru ten sensibil, pentru că ingredientele lor sunt foarte bune pentru acest lucru și spun ei că frânează procesele de îmbătrânire ale tenului cauzate de radiațiile solare și în același timp are foarte multe multivitamine și extract de coriandru. Ce m-a deranjat puțin la acest produs este mirosul, cu care m-am obișnuit destul de greu. Vine sub formă de gel, așa, de ser și eu exact în acest mod l-am folosit sub formă de ser. Îl aplicam mai mult pe zonele cu probleme, cum ar fi în cazul meu bărbia, zona T unde am probleme cu ușuri și pete și chiar observam că usucă ceva mai intens și în același timp hidratează atât cât e necesar într-o zonă cu acne, cu coșuri care unele se vindecă și altele acum ies și erup și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai ales dacă vă plac produsele și sunteți în căutarea produselor mai light, cu o consistență mai ușoară, care să intre repede, să-și facă treaba și să nu rămână gras pe ten. Pentru că de multe ori, chiar dacă produsul respectiv nu este foarte hidratant, atunci când este sub formă de cremă, simți acea senzație de prea dens, prea gras, care poate să-ți închidă porii, ceea ce cu acesta nu ai cum să simți. E foarte revigorant, are un efect așa de rece la momentul în care îl aplici, pentru că
Am impresia că și recipientul ajută și, și acesta este un produs foarte, foarte bun. Sunt foarte încântată de aceste produse și vi le recomand din toată inima pentru că au ingrediente bune și prețurile sunt pentru toate buzunarele. Acesta este 27 de lei și acesta 64 de lei. Cel puțin tonicul mi se pare foarte ok la preț 100 de ml și chiar mi se pare de neînlocuit. Iar crema are 30 de ml, o cantitate decentă de produs încât să-ți ajungă pentru un timp de minim 3 luni, așa că nu mi se pare o investiție foarte mare și produsele chiar sunt calitative și mi-au plăcut foarte mult. Vi le recomand din toată inima, mergeți pe site și vedeți ce vi se potrivește și spuneți-mi ce părere aveți de aceste două produse, dacă le-ați încercat sau dacă vreți un review mai amănunțit. Cu siguranță asupra tonicului voi face un review amănunțit pe blog pentru că este un produs de care am rămas uimită și care mi-a schimbat complet modul de gândire legat de tonic și pur și simplu tot conceptul meu de tonic s-a dărâmat în momentul în care l-am întâlnit pe acesta și sunt absolut îndrăgostită de el. Sper că v-a fost de folos și ne vedem în curând. Vă pup! Pa, pa!